să începem prin a face un pic așa o retrospectivă a acestui an, cu bune, cu rele, așa cum am văzut-o noi, așa cum am resimțit-o noi, operatorii din turism, din turismul de pe litoral. Nu este o noutate faptul că anul acesta am înregistrat o scădere a numărului de turiști pe litoralul românesc, dar mai ales o scădere a încasărilor, pentru că dacă scăderea numărului de turiști probabil se situează undeva la 30% în raport cu anul trecut, încasările cel mai probabil au scăzut undeva cu 35-40%, pentru că în cele din urmă litoralul românesc s-a vândut mai ieftin decât anul trecut. Hotelierii, evident, fiind nevoiți să scadă prețurile chiar în aceste condiții dificile în care, de fapt, costurile au crescut, dar au fost nevoiți să scadă prețurile pentru că, în mod evident, trebuia să facem ceva ca turiștii să vină pe litoral. Este al 15-lea an de operare pentru agenția Litoralul Românesc.ro. Din păcate, sărbătorim acest lucru în aceste condiții dificile, dar avem speranța că am trecut practic de ce a fost mai greu de anul acesta și lucrurile vor sta mult mai bine în viitor. Litoralromanesc.ro, care a pornit ca un proiect de IT, a ajuns să fie cel mai mare site de turism de litoral din România. Sunt peste 5 milioane de utilizatori în fiecare an care consultă site-ul, care folosesc serviciile noastre. În cei 15 ani de funcționare am adus probabil undeva la 1,3 milioane de turiști pe litoralul românesc. Spunem noi mare parte dintre ei mulțumiți, tocmai de aceea cam 75% dintre aceștia au revenit, au rămas clienți fideli ai agenției noastre de turism. Au stat peste 4 milioane de nopți de cazare pe litoralul românesc. Și sigur au făcut, mulți dintre ei sunt turiști, după cum spuneam, care au revenit și care fac parte din istoria agenției noastre, au crescut împreună cu noi, ca să spun așa. Odată cu vouchele de vacanță au ajuns la mare oameni care nu mai făcuseră niciodată în ultimii ani sau nu mai făcuseră niciodată în viața lor. Au văzut pentru prima oară marea, au venit din cele mai îndepărtate colțuri ale țării să petreacă câteva zile pe litoralul românesc, beneficiind de aceste vouchere de vacanță. Acesta este unul dintre efectele pozitive ale voucherelor de vacanță. Nimeni nu a știut, după cum bine știți, am traversat o perioadă foarte dificilă în ceea ce privește comunicarea cu autoritățile, în ceea ce privește relaționarea cu autoritățile. N-am avut perspectivă, n-am avut un orizont vizibil care să ne permită să ne pregătim business-ul în așa fel încât să gestionăm această situație. Și atunci ne-am aflat în situația în care a trebuit să gestionăm de la o zi la alta cu informațiile pe care le aveam la momentul respectiv. Tocmai de aceea s-a înregistrat această scădere despre care toți am vorbit până acum din luna iulie, o lună care de obicei era aproape de 100% pe litoralul românesc și în care am avut hoteluri care au stat cu 30-35% grad de ocupare, după care ne-am repliat, am avut deja exemple pozitive în ceea ce privește modul de desfășurare a sejurului pe litoral și lucrurile au reintrat în normal. Acesta este, dacă vreți, un reproș pe care pot să-l fac autorităților, faptul că nu au avut niciun plan, nu ne-au prezentat niciun plan, au reacționat simptomatic, ca să spun așa, în funcție de evoluția pandemică, dar nu în baza unui plan pe termen mediu care să ne permită și nouă să ne așezăm afacerile, proiectele, în așa fel încât să putem să răspundem solicitărilor clienților noștri. Litoralul românesc se adresează în primul rând turiștilor români. Acest lucru, dacă vreți să fac o paranteză, ne-a protejat anul acesta faptul că am depins în special de piața internă și nu de cea externă, că am văzut la vecinii noștri bulgari acest lucru a fost o problemă, la fel în Grecia, unde scăderile sunt masive, probabil peste 60%. Au fost situații în care multe hoteluri nu s-au deschis. Noi nu ne-am aflat în această situație tocmai pentru că piața care ne adresăm este în special piața internă.